tata. Acum și pururea și în vecii vecilor amici. Bine v-am găsit, copilași, frumoși, arătoși, îmbrăcați de sărbătoare și cu sufletele deschise, ca o floare. Dumnezeu să cupere o picătură de hară, sufletul vostru deschis, ca floarea să zice roadele Duhului Sfânt. Că rămâneți frumoși așa cum sunteți. Nu ne-a primit cu bine. Hai, probă.
revenit. Protocolul iar cu onești, Domnului să ne rugăm.
caragiorilor și 18 ucenici, slujba apostolească și domnișească poruncile noastre, dar legate de zica greșelile oamenilor, însuși și acum. Pe robul tău acesta, preotul Vasile, care se arată între mine de plin Sfântul Harul, arată-l pe dânsul vrednic de apostolească și domnicească să sfârșire prin la noastră smerenie, de legat și dezlegat păcatele celor necunoști. Tu ești Dumnezeul nostru, ție slavă înățăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia
a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Copilașilor, vă rugăm, doi câte doi și mă întâmpinare înainte, apoi preoții, doi câte doi și mă Binecuvântați înalt preasfințite stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Împărat de ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pentru tine ești și pe toate le împlinești, mistierul bunătăților și jucătorului de viață, vino și te sănășuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată înțelepciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, care toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel putreaz. A Lui este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cer trimite harul Dătătorule de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dătătorule de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Din cer trimite harul Dătătorule de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care face minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care văzându-te apele s-au temut, s-a turburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor. Al cărui umblet este în mare și cărările... Da, vă rugăm, poftiți! Care... Prefectul de Bacău, însoțit de domnul comandant garnizoanei Bacău, trec în revistă garda de onoare. Da.
Da, să scuțeți. Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește. Dumnezeule cel mare, în putere neurmată, în sfaturi, singurul care face minuni fără de număr, al cărui glas este înape multe, pe care vântuite apele s-au temut, s-au tulburat adâncurile, și mulțimea vuietului apelor, al cărui umblete se în mare și cărările înape multe și paștele nu se cunosc, care prin botezul unui a născut fiului tău cel întrupat și prin venirea preasfântului tău asupra lui chip de porumbel și prin glasul tău cel părintesc ai sfințit cu gerul Iordanului, pe tine acum cu minință te rugăm și cu stăruință cerem noi nevrednicii robii tăi, trimite harul preasfântului tău peste apa aceasta, cu cerească ta binecuvântare, binecuvintează-o, curățește-o, sfințește-o și dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care vindecă toată neputința și alungă demonii și toate uneltirile și cursele lor. Și cu puterea, cu lucrarea și cu harul preasfântului Dumnezeu, arată apa aceasta a fi tuturor robilor tăi care cu credință o vor bea, o vor lua, se vor stropi cu ea să le fie spre iertarea păcatelor, spre depărtarea pătimirilor și a unui a născut fiul tău și îndepărtarea de tot răul, spre înmulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea monumentului acesteia care s-a ridicat aici în cinstea ostașilor jertfiți pe câmpul de luptă. Că Tu ești Cel care binecuvintezi toate și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință bine credincioși și tot creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Miluiește. Doamne Dumnezeul Părinților, căruia i-a fost bine primită și bine plăcută vărsare unde lemnele pe care l-a turnat Iacov pe piatra pe care a pus-o stâlp și a numit-o casă lui Dumnezeu, te rugăm. Caută și acum cu mine la unde lemnele acesta. Binecuvintează-l și sfințește-l cu cerească ta binecuvântare, pentru că toți cei care se vor unge cu el să le fie spre sănătate și spre bucurie, spre aducerea minte de tot binele făcut în numele Tău, că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, când al preasfințite stăpâne, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Mulțumim înalt preasfințite.
și tuturor soborilor de pe tot preoților care au făcut aghiazma. Începem ceremonialul militar aici, în Comuna Heligiul, pentru dezvelirea monumentului eroilor închinat eroilor neamului căzuți în primul război mondial. Ceremonialul militar începem cu intonarea imnului de stat al României. Rugăm oficialitățile împreună cu înalt preasfințitul, cu primarul localității dumneavoastră, cu doamna prefect, cu domnul secretar de stat, să dezvelim monumentul și apoi să facem slujba de pomenire. Vă rugăm, domnul ministru, înalt preasfințite, domnule primar, doamnă prefect. Da, putem aplauda. Iată monumentul eroilor din Heligiu, pe frontispiciu căruia scrie de undeva a treia oară, spune generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Înalt preasfințite și preacucernici părinți, vă rugăm să oficiați slujba de pomenire. Dar înainte am să rog muzica militară să intoneze rugă. Vă rugăm, oficiați slujba de sfințire a eroilor. Înainte de a începe slujba de sfințire a monumentului care a fost dezvelit acum de autorități sub binecuvântarea noastră, vă rog să ascultați textul unui hrisou pe care l-am întocmit în mod special și în mod totul frumos și românesc pentru toți cei care au plecat în eternitatea lui Dumnezeu, pentru toți cei care au murit și pentru toți cei care suntem astăzi, care ne amintim de jertfa lor, ne amintim de puterea lor de iubire față de dragostea, față de țară, față de popor, față de familie. De aceea, înainte de a începe slujba de sfințire a monumentului, vă rog să ascultați textul acestui hrisov, care îl considerăm noi o pagină de istorie pentru comuna aceasta, dar nu numai, pentru biserică și neam românesc. Hrisov de comemorare a centenarului Marii Unirii.
Din milostivirea lui Dumnezeu, cel întreime slăvit Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, anul acesta se împlinesc 100 de ani de la unirea tuturor românilor într-un singur stat suveran și independent. Dacă acum, 2 milenii în peștera Sfântului Apostol Andrei din Dobrogea, puteam spune că s-a consemnat actul de botez al poporului român, anul acesta, anul Mântuirii 2018, se împlinesc 100 de ani de când s-a pecetluit documentul reînvierii acestui neam, trecut întâi prin Golgota suferințelor pentru a ajunge la învierea sa națională între statele independente ale Europei. În acest context, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2018 ca anul omagial al unității de credință și neam și anul comemorativ al Marii Uniri. Eparhia Romarului și Bacăului are sub jurisdicția sa locuri și oameni care poartă încă vie în memoria lor afectivă jertfa celor care în 1918 au luptat pentru împlinirea idealului unirii tuturor românilor într-un singur stat unitar și independent. Aici s-au organizat în ultimii 3 ani numeroase manifestări cultural-religioase care au avut ca scop aducerea aminte de cei care s-au jertfit pe Valea Oituzului în primul război mondial, la Oituz, Grozești, pe dealul Cireșoaiei și al Măgurei din județul Bacău, ostașii români au ridicat zid de apărare cu piepturile lor, înscriind cu sânge pe brazda de țărână pentru care luptau: pe aici nu se trece. De aceea, cu binecuvântarea noastră, se organizează numeroase evenimente care se marcheze centenarul Marii Uniri în locurile de pe cuprinsul Eparhiei Romanului și Bacăului, unde s-au scris acum 100 de ani pagini de eroism, patriotism și jertfă pentru idealul de libertate, unire, demnitate, credință și neam. Astfel, în cadrul manifestărilor desfășurate sub genericul centenarului România 100, anul acesta, în ziua de 2 iunie anul curent, am sfințit monumentul închinat eroilor neamului din localitatea Helegiu, ridicat în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe, parohia Helegiu. Monumentul de piatră a fost realizat la inițiativa domnului primar Ciprian Niguienea, cu sprijinul primăriei comunei Helegiu și al Consiliului Local. Edificiul a fost ridicat ca un prinos de recunoștință în memoria eroilor căzuți pe câmpurile de luptă în cele 2 conflagrații mondiale, pentru apărarea patriei, pentru unitatea de credință și neam. Noi, generația de astăzi, care la acest ceas comemorativ așezăm în lumină importanța jertfei lor, avem datoria sfântă de a-i purta în gândurile și rugăciunile noastre, de a demonstra prin fapte că idealurile pentru care ei s-au jertfit au făcut posibil ca astăzi românii să-și crească și educe copiii, să-și mărturisească credința și să-și exprime libertatea de gândire într-un singur stat modern, unitar și independent. Să nu uităm niciodată că România întregită, în care astăzi românii își strâng copiii la piept, are fundamentul neatârnării ei sângele eroilor care au murit pe fronturile din Transilvania, la Dunăre sau în Moldova. De aceea, pentru noi, românii, unirea de la 1918 nu trebuie să rămână doar un eveniment comemorativ de pomenire a corifeilor ce au înfăptuit Marea Unire într-un singur stat, ci trebuie să fie un prilej de angajament solemn în fața lui Dumnezeu și a conștiinței strămoșilor noștri de a lupta în continuare pentru apărarea identității spirituale și naționale a acestui popor, și de a rămâne cu recunoștință în aceeași unitate pentru care generații întregi de români s-au jertfit. Glorie bravilor eroi ai neamului românesc și veșnică să le fie lor pomenirea, semnează în al preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Mântuiește, Doamne, poporul tău.
să ridicăm un act sau o pagină de istorie. Credincioșilor creștini asupra cerului pofinic dăruiește și cum crucea ta păzește pe asupra cerului potrivni dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, Cela ce cu puterea ta l-ai făcut pe om din care ai întemeiat neamul omenesc, și cu înțelepciunea ta o cărmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să lumineze și să-i conducă a face întru toate voia ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, cei care ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, care s-a ridicat aici în cinstea eroilor neamului românesc, din această comună, jertfiți pentru apărarea țării, a demnității noastre naționale și a integrității ei. Rugăm-ne ție, scrie numele lor în cartea aleșilor tăi, precum în vremea veche ai poruncit să se așeze semne din piatră spre aducerea minte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului în numele tău, așa și acum binevoiește a întări, Doamne, și a binecuvânta acest monument care aduce aminte de jertfele ostașilor români care s-au jertfit pentru apărarea și demnitatea noastră. Iar poporului nostru, ajută-i ca sub pronia ta necontenim să preoslăvească binele tău, cel suprem, slăvindu-te pe tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Se binecuvintează și se sfințește monumentul acesta, ridicat în cinstea eroilor căzut la datorie pe câmpul de luptă în cele două războaie mondiale, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea unde lemn sfințit în numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință, binecuvintelor creștini, asupra cerului. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Parte cu asupra cerului potrivnic dăruiește. Mănătuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință, binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
Că ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de lupte, în lagăre și în închisoare pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnului Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Și-a tot trupul, care-i călcat în moarte și pe diavol ai surpat și ai zărit viața lumea tale însuși, Doamne, odihnește și sufletele eroilor în neamului românesc, căzuți pe câmpurile de luptă la datorie, în cele două războaie mondiale din comuna aceasta. Constantin Andrei Ardeleanu, Bergăceanu, Liza, Balan Nicolai, Brăila Alexandru, Brăile Toader, Capătă Constantin, Capătă Ioan, Capătă Ioan, Capătă Ioan, Capătă Vasile, Chetraru Dumitru, Chiriac, Constantin, David Nicolai, Ena Gheorghe și toți care sunt jerfiți în câmp, pe câmpul de luptă din ținutul acesta strămoșesc, pe care sufletele lor rânduiește-le în corturile aleșilor tăi și așează în loc luminat de verdeață de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală să vârstui cu cuvântul, cu lucrul, cu gândul, ca un bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte. Că nu este, Doamne, om care să fie viu să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac. Și cuvântul Tău, adevărul Domnului, să ne rugăm. Miluiește! Miluiește vierea și viața și odihna a dormiților romilor Tăi, Stase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amine, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților romilor Tăi. Deci nu este durere, nici întristare, nici suspin, nici viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge, acolo unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare cu cântare, aliluia! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor. Să ne rugăm.
Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, care cu brațul Tău zdrobești războaiele, ridicându-ne prin nespusa Ta întrupare și prin patima Ta ce-și de nevoie a unui născut Fiului Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, Tu care ne-ai arătat totodată și totdeauna că jertfa este urmată de victorie și că după cruce vine învierea, ascultă rugăciunile noastre în ceasul acesta, dăruind cele ce sunt, cerem de la puterea Ta și de la iubirea Ta de oameni. Căci de la puterea Ta, Doamne, noi smeriții robii Tăi, cerem să păzești poporul nostru român, să-l conduci din victorie în victorie și să-l ridici din slavă în slavă. Iar de la iubirea Ta de oameni cerem ca pe cei care au căzut la glorios la datorie, în lupta pentru apărarea țării și a credinței noastre strămoșești, să-i așezi, Doamne, în corturile aleșilor Tăi, că-i sufletele lor ne înconjoară acum ca un nor. Osemintele lor păzesc hotarele țării noastre, iar cinstiți sângele lor știm că au dat arborele dreptății noastre. Și precum pe pământ acești eroi au fost elita oștirii, așa și în cer, să-i așez în ceata sfinților mărturisitori și martiri. Și precum pe pământ au fost și au fost cinstite oameni și cinstiți și au meritat această cinste, așa și în ceruri. Fă, Doamne, pe acești sfințiți eroi să fie așezată în cetele sfinților. Deci de vreme ce acești cinstiți eroi, lupta cea bună a luptat căzând la datorie, Tu, dreptule judecător, rânduiește-le lor cununa dreptății, iar nouă, care prin jertfa lor trăim liberi, dăruiește-ne, Doamne, totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu ieșit din jertfenicia lor, precum și curajul de a imita. Din înălțimea locașului Tău, trimite binecuvântarea Ta asupra celor care ne conduc, păzește armata țării noastre, întărește brațul comandanților ei, iar prin rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de privință, ce este ocrotitorul acestui Sfânt locaș și al tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel care mântuiești și miluiești și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău cel fără de început, preasfântului și bunului de viață, Făcătorul Tău, Du, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, în al preasfințite stăpâne, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, ale Sfântului Dreptul Lazar, de la patra zi înviat din morți, sufletele celor căzuți și cărora le facem pomenire deosebi, eroi ai neamului românesc din comuna aceasta, și așează sufletele lor acolo de unde le-au luat o bântie sufletească și trupească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odihnă, Fă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi ai neamului românesc căzuți pe toate câmpurile de luptă, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică lor pomenire.
și plinirea lui. Și mai prepăstiți pe lamurile și mai mult decât zăpada îi vei albi. Pomenește, Doamne, pe cei care sunt căzuți la datorie, iar pe noi ne miluiește ca un bun și iubitor de oameni. Doi. Mulțumim, înalt preasfințite, mulțumim, Părintele Protopop, de a cucernit părinți pentru slujba de pomenire oficiată astăzi și vreau să continuăm în ceremonialul nostru mitar religios, rugându-l pe domnul primar al localității dumneavoastră să ia cuvântul, dar m-a rugat pe mine înainte și îmi fac datoria să anunț că la invitația domniei sale au răspuns chemării aici, la dumneavoastră, la Helegiu, în această zi, eu, o zi istorică al dumneavoastră localității de dezvere a Monumentului Eroilor, doamna prefect Maricica Lumnița Coșa, domnul ministru Viorel Ilie, domnul deputat Constantin Avram, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău Popescu, domnul deputat, a venit de asemenea primare din localitățile dumneavoastră, de la Moinești, de la Berzunți, în sfârșit mulți locuitori din satele dumneavoastră din comuna Helegiu și vreau să vă spun înainte de cuvântul unui primar că aici știți foarte bine în curtea bisericii se afla o troiță din Stejar din 1934, la fel cum era și în satul dumneavoastră de alături, Drăgugești, unde se află un monument superb, poate unic, la noi în Moldova și dacă nu cumva în țară cu acel soldat care e cu acea baionetă înclinată către cer. Iată că astăzi, în această zi istorică la 100 de ani de la centenar, am dezvelit acest monument. Pe frontispiciu, așa cum v-am spus la început, se află sintagma spune generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Sintagma aceasta este pe mai multe monumente din țară. Prima dată însă s-a scris în București, la monumentul Leul închinat eroilor geniști. Iată că sintagma s-a răspândit în toată țara, iar la Bacău este a doua și Dărmănești, pare mi se că poartă o sintagmă, tot cu spune generațiilor viitoare că ne-am făcut datoria. Dar nu vreau să vorbesc eu foarte mult. Domnule primar, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnul colonel. Înalt preasfințite Ioachim, doamna prefect, domnule ministru, domnul deputat, dragi colegi primari, stimați invitați, doamnelor și domnilor, vreau mai întâi să salut prezența rândul nostru a prietenului meu din Basarabia, a domnului primar Constantin Axinti, primarul comunei Chioselia, raionul Cantemir, cu care astăzi voi însemna un protocol de înfrățire între cele două comune. Imediat cum se sfârșește ceremonialul, ne vom deplasa în curtea școlii din Helegiu, în fața muzeului, avem acolo un muzeu foarte frumos și chiar v-aș ruga să-l vizitați, unde vom semna împreună protocolul de înfrățire între Comuna Helegiu și Comuna Chioselia. Vreau să vă spun că pentru mine este poate cea mai importantă zi din mandatul meu. De ce? Pentru că mi-am dorit foarte mult un asemenea eveniment la Helegiu. Dumnezeu m-a ajutat și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Ioachim am și reușit. Așa cum se cuvine, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine și doresc să înmânez acum câte o plachetă și câte o distincție tuturor invitaților mei. Posibil acum? Da? Colegele mele care mă ajută, da, Lavinia. Eu spun. Hai, nu, au fost puse de sub. Da, da, mergem acolo în față.
Ne cerem scuze, nu avem încă experiență de a organiza așa evenimente mari, dar învățăm și nu vor fi singurele. Sigur vor fi și alte evenimente de acest fel. O să încep cu un alt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Bacăului și Romanului, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru prezența dânsului aici și aș vrea să fac și un anunț. Am propus ca în ședința următoare să-i ofer titlul de cetățean de onoare în al preasfințitului Ioachim al Comunei Helegiu. E o surpriză, știu că n-a fost anunțat. La fel și domnul general Vasile Apostol, care a fost lângă mine totdeauna și împreună lucrăm și la o monografie a Helegiului împreună cu alți profesori. Mulțumesc, domnul al preasfințit. Aici avem o plachetă frumoasă cu România Mare, așa cum era și sperăm să mai fie încă o dată. Dodoloață, da, România Dodoloață. Vă mulțumesc. Doamna prefect Marcica Lumnița Coșa, prietenul meu drag. Vreau să spun așa. Domnul Adrian Popescu, vicepreședintele Consiliului Județean. Domnul ministru Viorel Ilie. Domnul deputat Constantin Avram. Doamna viceprimară a municipiului Onești, Laura Abageru. Domnului primar Valentin Vieru, colegul meu de la Măinești. Domnului primar Constantin Toma, nu este, eu o să-l rug pe colegul meu să o dăruiesc. Domnul primar, prietenul meu de la Berzunți, Fănică, unde este? Aici. Domnul primar Petrică Clopotaru, de la Sânduleni. Domnul primar Gelu Botezatu, de la Pârțănești, domnul primar? E în spate. Haideți mai repede. Domnul Vasile Humulescu, consilier județean, nu-l vedeam. Domnului primar Gheorghe Baciu, primarul stațiunii Slănii, Moldova, alături de noi astăzi. Domnului director Petrică Ilieș, director la APN. Doamnei profesor, doamnei director Reda Ionica, directorul școlii gimnaziale Helegiu. M-a luat prin surprindere, știu. Domnul general în rezervă Vasile Apostol. Și mai am o serie de distinții, dar știu că Părintele Protopop m-a rugat să le dăm într-o dată eveniment. E vorba de toți preoții prezenți astăzi, membrii ai Consiliului Pastoral, cred că spun, nu? Preot Constantin Badiu. Mulțumesc frumos pentru prezență. Vă mulțumim, domnule primar, încă o dată, în al preasfinția voastră, pentru că ne-ați delegat să facem această citirea acestei diplome de excelență pe care doriți să o oferiți în mod deosebit la acest eveniment. Dau citire în anul omagial al unității de credință și de neam și anul comemorativ al Făuritorilor Mari Uniri din 1918, diplomă de excelență se acordă domnului profesor Ciprian Nicu Ienea, primar al Comunei Helegiu, pentru dăruirea și dragostea manifestate în sprijinirea activităților Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru promovarea valorilor spirituale și tradiționale și culturale ale neamului românesc și pentru participarea la inaugurarea monumentului închinat eroilor neamului din Comuna Helegiu, județul Bacău. Semnează în altă sfințită la Arhiepiscopul Ioachim. Aceeași diplomă de excelență se acordă Institutului Prefectului Județului Bacău,
Aceeași diplomă de excelență se acordă domnului Sorin Brasădeanu, președinte al Consiliului Județean Bacău. Totodată domnului Valentin Dancea, subprefect al instituției prefectului județului Bacău. Și în mod deosebit dorim să oferim din partea înalt-preasfințitului unui prieten al arhiepiscopiei noastre, respectiv protocopiatul Ionești împreună, am făcut deosebite lucrări în ceea ce privește promovarea acestui eveniment de centenar în protocopiatul noastră, domnul general Dr. Vasile Zenica Apostol, cu mulțumim. Consiliul Local al Comunei Gheregie și să ne întâlnim încă și nu în ultimul rând preacucerele părinte Constantin Tarătan, parochia Sfântul Gheorghe de Regiu, care a mulțumit pentru această primată organizare alături de soția doamnă preotastă. Sunt și o altă serie de diplome pe care ne vom aferi într-un cadru festiv în trăpăirea noastră. Vă mulțumim în altă asistia voastră. Noi nimic, se aude, vocea mea se aude. Mulțumim înalt preasfințite pentru aceste distincții pe care acești oameni minunați le merită cu adevărat. Rugăm domnul ministru Viorel să luați cuvântul această minunată zi din Comuna Helegiu. Domnule ministru, vă rugăm. Mulțumesc. N-avem microfon. Înalt preasfinția voastră, domnule general, domnule primar, doamnă prefect, doamnelor și domnilor oaspeți în gradele și demnitățile dumneavoastră, domnule deputat, domnilor primari, dragi oaspeți din Republica Moldova, doamnelor și domnilor de aici, de ai locului, vrednici oameni, așa cum vă știu și v-am cunoscut cu ani în urmă, ca primar de Moinești în vizite la dumneavoastră, în campaniile pe care le-am avut aici, în alegerile la parlamentare și vă mulțumesc că și datorită dumneavoastră astăzi vă reprezint ca senator al județului Bacău. Vreau să vă spun că aceste manifestări de pe aceste locuri le-am început încă de anul trecut, când am sărbătorit centenarul de la 1917 cu neuitatele pentru noi toți actele de vitejie ale ostașilor români de pe aceste văi și dealuri și munți, că vorbim de Cașin, că vorbim de Târgu Ocna, Cireșoaia, Bârgărești și toate celelalte, Oituz, sunt câteva nume care ne rămân nouă veșnic în amintire și pe care trebuie să le transmitem generațiilor viitoare. Suntem astăzi, nu departe, la câteva zile de la înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, pe care am sărbătorit-o cu toții, cu respect, cu pioșenie și cu veșnică aducere aminte a eroilor neamului românesc. Suntem astăzi aici, în fața acestui minunat monument și vreau să îl felicit pe domnul primar că și după noi, așa cum a spus și domnia sa, este o zi importantă, sunt lucruri care rămân pentru veșnicie, pe care noi le lăsăm în scurta trecere pe acest pământ. Vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi aici. Astfel, prin prezența dumneavoastră, marcăm și dăm o deosebită importanță monumentului și a ceea ce reprezintă acest monument pe eroii noștri, eroii neamului, eroi fără de care viața noastră astăzi poate ar fi fost altfel. Trebuie să le mulțumim astăzi, în anul centenar și nu numai, în toți anii ce vor veni, astfel încât ei să rămână veșnic în amintirea poporului român. Slavă eroilor neamului românesc, veșnică recunoștință! Mulțumim, domnule! Mulțumim, domnule ministru, pentru frumoasele cuvinte și acum mă rog pe domnul general Apostol Zenica, unul dintre prietenii dumneavoastră ai Helegiului și ai domnului primar,
să vă vorbească despre aceste evenimente. Domnule Gerald, dacă merge microfonul, vi-l și pun, dar să văd dacă se poate. Înalt preasfinția voastră, stimate domnule ministru, stimată doamnă prefect, stimate domnule deputat, onorată asistență. Sunt onorat la rândul meu să particip la o asemenea activitate cu un profund caracter patriotic, desfășurată sub deviza inspiratului protocol de onești, unire și recunoștință. Nu putea fi o altă sintagmă mai potrivită pentru anul 2018, când se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu patria mamă, iar partea a doua a sintagmei, recunoștință, fiind vorba de ceea ce facem aici și în alte zone din județul nostru. Mi-a inspirat domnul ministru Ilie prin ceea ce a spus și m-am gândit la faptul că, de fapt, noi ne situăm la capătul unui important arc istoric cu durata de un secol, care creează o tulburătoare punte afectivă între cei care s-au jertfit în primul război mondial pentru întregirea țării și noi, cei care astăzi, iată, avem posibilitatea să îi pomenim și să le cinstim memoria. De aceea consider că este bine să ne înclinăm cu venerație în memoria eroilor români din toate timpurile pentru demersul lor istoric legendar de apărare a independenței și suveranității țării, a integrității ei teritoriale, a ființei naționale a poporului român și a celorlalte valori fundamentale ale acestuia. Ei, eroii români, printre care și cei pe care îi vedem înscriși aici pentru veșnicie, au înțeles cel mai bine că arcul carpatic nu este o linie de demarcație a pământului românesc, așa cum au încercat unii să ne convingă de-a lungul veacurilor prin false argumente istorice, false argumente diplomatice și prin forța armelor, așa cum știm că s-a întâmplat. Ei, eroii români, au înțeles cel mai bine acest lucru, iar cei din această zonă, care a fost situată și este situată în apropiere de cele mai crâncene acțiuni militare din primul război mondial, mă refer la aliniamentul Cireșoaia, Măgura, Coșna, Cașin, Oituz, Cașin și până în Mărășești, unde a fost, să zic așa, au fost cele mai ample acțiuni militare, nicăieri în România și nicăieri pe plan mondial, în primul război mondial, nu au avut loc trei bătălii de dimensiunea celei de la Oituz. Două în anul 1916 și alta în 1917. Și fiindcă suntem aici în apropiere de fosta linie a frontului, și dacă urcăm pe aceste înălțimi la Delen și la Drăgugești, se vedea linia frontului de acolo. Iar când popoarele din Europa, de sărbătorile Crăciunului și Anului Nou, din 1916 spre 1917, admirau dansurile de și focul artificiilor ornamentale, cei de aici, cu sufletul la gură, că aveau părinții acolo sau frații, priveau îngroziți dansul de foc al traiectoriilor aducătoare de moarte. Pentru că ne situăm aici, la Herăgiu, vreau să vă spun că satele de pe înălțimile din partea de est au fost sate de răzești. Acești locuitori și de la Drăgugești și de la Delen și de la Brătila de sus, răzești însemnând țărani liberi care n-au fost supuși boierilor niciodată și au lucrat singuri pământul. Acești oameni au fost oameni pașnici, dar și aprici, așa cum au dovedit-o cu piepturile lor pe câmpurile de bătălie din această zonă. Au fost oameni pașnici, spuneam, pentru că, și spun această curiozitate pentru locuitorii de aici îndeoseb, se ocupau cu meserii din acestea, agricultură, păstorit, butnari erau cei care fac butoaie și altele, dar au fost cărăuși și vreau să vă spun că atunci când tatălui Vasile Alexandrii deținea monopolul transportului de sare de la Salină până la Prut, acești oameni erau cărăușii de bază din această comună, pentru că două dintre drumurile sării treceau unul prin Gura Văii, știți bine unde, Helegiu, în continuare Valea Rea, și altul venea prin Brătești, Poiana și ieșea tot la Valea Rea. Acestea au fost îndeletnicirile lor.
dar când le cerea țara să-și pună viața în pericol și o puneau fără ezitare. Încă de pe vremea dacilor, puțin vă mai țin, că sunt tentat să vorbesc mult, încă de pe vremea dacilor, aici au fost dacii liberi, aici era granița dintre Dacia Traiană, așa zisă, și dacii liberi. Ei, cei de aici, dacii de aici, ai noștri, mergeau și ajutau pe dacii de dincolo de Trotuș, care erau supuși unor chinuri care nu erau meritate de ei. Tot de aici au trecut popoarele migratoare, de multe ori, și vreau să știți că Helegiul n-a fost întotdeauna reședința comunei. Drăguceștiu a fost reședință. De ce? Pentru că acolo era mai greu să ajungă cei care treceau în migrația lor sălbatică spre vest. De aici se dădea șfară în țara Moldovei, când venea inamicul din sud și din vest. De aici a trecut Matei Corvin după ce a pârjolit înaintea bătăliei de la Baia și a pârjolit și a ras din temerii orașul Târgu Trotuș. Au suportat multe, dar așa cum este neamul românesc, noi n-am venit aici de nicăieri. Noi aici ne-am născut, aici ne-am format ca popor, aici ne-am dezvoltat, aici am fost, aici suntem și aici vor fi atât timp cât va fi viață pe pământ. Și având în vedere faptul că sunt reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului României, deși am spus această frază de încheiere și cu alt prilej recent, o repet, că strămoșii ne-au lăsat drept moștenire țara, dar și porunca sacră transmisă din generație în generație de a o apăra la rândul nostru cu orice sacrificiu, chiar cu prețul vieții dacă va fi nevoie, și de a o transmite la rândul nostru generațiilor viitoare, liberă, independentă, suverană și întreagă, astfel încât România să fie mereu prezentă pe verticala timpului și a dăinuirii. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumim, domnule general! Vă rog foarte mult acum să-mi permite să dau cuvântul doamnei prefect, Maricica Luminița Coșa, doamnul prefect, vă rugăm un mesaj. Mulțumesc frumos, o să vă cer tuturor permisiunea de a sta lângă noi preasfințitul, părintele Ioachim și lângă părintele Protopop și în fața la acest frumos monument, pentru că iată ce frumos tablou poate fi mai bun pentru comuna dumneavoastră astăzi, o zi istorică, decât să fim cu toți împreună prezenți aici. Binecuvântarea dumnealui, am înțeles că s-a făcut acest monument. Într-adevăr, dragi locuitori ai comunei, sunteți de felicitat. Mi-am dorit foarte mult să ajung la acest eveniment astăzi, să fiu în mijlocul dumneavoastră și slavă lui Dumnezeu că am ajuns la timp. Deși veneam pe fugă de la un eveniment din Bacău, slavă bunului Dumnezeu că am reușit să ajung la timp. Sunteți cu toții de felicitat și de asemenea, încă o dată, remarc că noi românii ca și popor ne păstrăm vița, avem grijă de eroii noștri, de aceea suntem cu toții prezenți aici, de la Parlamentul României, miniștri, prietenii noștri din Ucraina, comandanți de arme, care sunt și dumnealor prezenți astăzi aici. Eu vă mulțumesc că suntem cu toții adunați, cu mic, cu mare, și de asemenea, încă o dată, doresc să felicit mamele, pe care astăzi le văd cu copii în brațe, pentru că, de fapt, copiii sunt viitorul și ei reprezintă ștacheta noastră pe mai departe și grija pe care noi le insuflăm astăzi pentru eroii noștri. Dumnezeu să ierte, vă mulțumesc tuturor! Gata, da? Vă mulțumim, doamnă prefect! Înainte de a începe ceremonialul de depunere de jerbe și coroane de flori la Monumentul Eroilor, vă rog să-mi permiteți, eu sunt președinte, vă dați seama, am două ștampile, sunt și la Cultul Eroilor și la Veteranii de Război. Să oferim, se conferă, înalt preasfințit Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu ocazia sfințirii monumentelor din comuna Helegiuriţul Bacău, în anul centenarului Marii Uniri, pentru neobosita strădanie, generosul aport în scopul cinstirii memoriei ostașilor români, care s-au jertfit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. Înalt preasfințite, vă mulțumim de tot! Yeah.
aceeași diplomă părintelui paroh Constantin Taraiban. Ia voastră, vă mulțumim, Iisus! Vă rezumați noi! Aceeași diplomă inimosului profesor, primarul Enelicu Ciprian. Mulța trăiască, mulța trăiască, mulța trăiască în mulția. Și nu în ultimul rând, dragi cetățeni ai Helegiului și stimați oaspeți parlamentari, anul acesta, în Cenarul Marii Unii, acum câteva zile s-a sărbat ziua veteranului de război. Iată că aici avem un veteran de război. Alecu Angel, vă rugăm să vă ridicați. Aplaudați-l! 93 de ani! A fost pe front, este relicva via dumneavoastră, păstrați-l ca pe o icoană la suflet. Peste câtva timp el va merge la cele veșnice, ca așa-i lumea. Dar cât îl aveți aici, iubiți-l, stimați-l, omagiați-l. Domnule primar, vă rog să oferiți și dumneavoastră diploma exactă, da? Luați loc. Vă mulțumim din suflet. Sănătate multă. Vă iubim din suflet. Și fiindcă avem și un aspect de venit cu noi, domnul primar al comunei Chioșe, da? De Republica, domnul Axenti Constantin, da? Da, da. Domnul primar? Domnule primar, duceți mai departe mesajul fraților acolo unde, la fel ca și dumneavoastră, omagiați eroii români. Dumnezeu să binecuvânteze neamul românesc. Să trăiți! Urmează ceremonialul de depunere de jerbe și coroane de flori la monumentul eroilor, în ordinea în care vă o să o spun imediat. Coroana de flori din partea primăriei comune Helegiu. Domnul primar. Partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în alt preasfințit cu Arhiepiscopul cu soborul de preoți. În alt preasfințit, vă rugăm. Nu
meu, comandantul garnizonei și comandantul de unități militare din Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne. Vă rog să apăciți coroana. Thank you.